Cum sărbătoresc copiii Ziua României? România este țara noastră dragă în care noi trăim. Noi o sărbătorim în data de 1 decembrie a fiecărui an. Dar oare copiii cum o sărbătoresc? Ei bine, în data de 1 decembrie, copiii se îmbracă în por popular. Fie că ești fetiță, fie că ești băiețel, fiecare port este unul special. Portul fetițelor e format din ie, brâu, fustă, șorți și cizmulițe. Iar cel al băiatului, din cușmă, ie, ilic, pantaloni și cizme. După ce fetițele și băieții s-au îmbrăcat în costum popular, pot să danseze în perechi sau să formeze o horă mare cu toții. Copiii sărbătoresc Ziua României și mergând să vadă defilări ale armatei. Acolo ei pot să vadă soldați în pas de defilare sau diferite mijloace de transport specifice armatei, cum ar fi tancuri, avioane, elicoptere și nu numai. Tot de Ziua României, copiii pictează, modelează, confecționează sau citesc despre steagul țării. Culorile steagului nostru sunt roșu, galben și albastru. Fiecare culoare de pe steag provine de la ceva specific țării noastre. Astfel, roșul este simbolul iubirii. Simbolizează de asemenea sângele vărsat în lupte de strămoșii noștri. Galben este simbolul bogăției. De asemenea, reprezintă culoarea câmpiilor de grâu copt. Albastru simbolizează seninătatea, simbolizează de asemenea culoarea Mării Negre. Tot ca să sărbătorim Ziua României, copiii pot gusta sau chiar prepara diferite mâncăruri tradiționale românești, cum ar fi plăcinta poale în brâu, ochiuri de mămăligă și multe altele. Dacă v-a plăcut filmulețul meu, vă invit cu drag să vă abonați gratuit la canalul meu de YouTube. Pe curând!